Alex, ai petrecut această dimineață alături de copii mai puțin norocoși. Cum ți s-a părut această acțiune pe mine? Sincer, este o experiență pe care o încurajez. Sper să ia inițiativă pentru să mulți copii care au nevoie de noi, mai puțin norocoși, care nu au posibilitate, poate unii dintre ei nu și-au văzut părinții și asta este dureros. Pentru că nu se pare normal ca un copil să crească fără părinți. Dacă e așa, mai bine, nu știu, nu îi mai fac sau. Să nu chinuie copilul, pentru că nu se chinuie. Se chinuie acești copii și vedem și noi cât de bucuros sunt când primesc un cadou. Și văd feții noi, feții dragi, ar trebui să fim mai buni. Și cred că asta înseamnă să putem, de asta înseamnă creștinul. Trebuie să fim mai buni. Cei de lângă noi. Deci acestea sunt dramele țării, nu un COVID, nu o boală, nu. Acestea sunt ceea ce trebuie să relevim lângă noi țării. Nu te-ai simțit? Foarte mulți dintre copii te-au recunoscut, s-au pozat cu tine. Daniel? Da, mă bucură faptul că ne-au recunoscut, s-au bucurat că ne-au văzut. Foarte mulți grafiști. Am auzit că majoritatea a fost de ceea ce vin la meciuri, ceea ce mi se pare o nebunie, dar este normal pentru că țin cu rapid și trebuie să avem această nebunie noi, să fugim de acasă, să ne ducem pe stadioane. Ne mulțumim frumos și îi așteptăm pe toți la următoarele meciuri. Ne rog să vină tot centrul de aici. Și omul să-i ajute să-i bage la meci. Neamărat. Ce mesaj ai pentru rapidiști dacă le sărbători? Le doresc sărbători fericite, o Crăciun fericită în familie. Sperăm că nu se supărați pe noi, că suntem în poziție bună. Ne așteptăm un număr cât mai mare de la anul, ne așteptăm cu forțe proaspete și noi le promitem că vom da totul pe teren pentru ei. Și pentru că Rapidul să fie acolo sus, unde este locul pentru a le bate pe Europa. Mulțumesc!